Și 5 județe sunt în acest moment în scenariul roșu. Bucureștiul se apropie și el de acest scenariu. Iar reintroducerea restricțiilor uneori de pe o zi pe alta este o lovitură pentru micile afaceri, în special pentru zona restaurantelor. Despre acest subiect discutăm cu Stelian Muscalu, realizator Business Club. Stelu, bine s-am regăsit. Bun găsit. Și cu domnul Sorin Georgescu, antreprenor. Foarte important să aflăm cum stau lucrurile direct de la ei. Domnule Sorin Georgescu, bună ziua. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Încep cu dumneavoastră, ca să nu vă reținem foarte mult. Explicați-ne, vă rog, cât de grav este să anunțe autoritățile așa din scurt că iau astfel de decizie, pentru că nu vă puteți pregăti care e lovitura, de fapt. Suntem în acest moment în al treilea episod. Am închis de două ori până acum, ne îndreptăm către a treia oară în București. În alte orașe am închis deja de trei ori până acum. Pentru domeniul nostru de activitate, statul român a pierdut aproximativ 800 de milioane de euro și devine din ce în ce mai greu să le spunem celor 45.000 de angajați că totul va fi bine și vom deschide cât mai repede. Șomajul tehnic nu mai este o soluție pentru angajații noștri. 7 luni din 12 au stat acasă. Este foarte greu să le explicăm de ce ar trebui să continue în România și de ce ar trebui să continue în planul muncii. Ne lăudăm că imunizăm masiv, pe de altă parte închidem economia. De unde ar trebui oamenii să-și plătească ratele? De unde ar trebui să continue să-și dorească să muncească? Este foarte greu și din punct de vedere imobiliar. Ce ar trebui să facem cu locațiile? Operăm locații 200-300 de metri pătrați. Ele nu pot fi convertite în altceva. Este foarte dificil. Activitatea noastră aduce beneficii majore atât la bugetul de stat cât și către partenerii noștri. Nimeni nu poate să calculeze cât de departe pot ajunge aceste consecințe, atât pentru angajați cât și în plan imobiliar. Plătim unele dintre cele mai mari chirii din țară. Vorbim de zeci de mii de locații, între 15 și 20 de mii de locații. E clar că acest sistem start-stop nu este funcțional. Au reintrodus focarele, dar fără niciun fel de explicație. Clienții noștri nu sunt nici în cămine, nici în școli, nu deservim nici căminele de bătrâni. De ce trebuie să reintroducem aceste focare când știm că populația marilor orașe nu este actualizată și când știm cu toții că a existat un exod din micile orașe către marile orașe? De ce? Pentru că acolo sunt salariile, acolo este puterea de cumpărare. Deservim un procentaj foarte mic din populație, populația peste 18 ani. Nu avem impact major. Avem Clujul închis după 3 zile, avem Brașovul închis după 2 săptămâni. București și Constanța, probabil săptămâna viitoare, au fost deschise o lună. Care este sensul? Te duci 10 minute cu mașina și în localitatea învecinată poți să mănânci, poți să bei, poți să joci. Nu înțelegem. Avem printre cele mai draconice măsuri de siguranță. Supraveghere video, monitorizăm continuu, avem distanțare, toată lumea poartă în continuu mască. Nu cred că soluția să închidem e cea mai bună. Este cea mai simplă, dar cred că vaccinarea și măsurile de siguranță respectate draconic, ele reprezintă soluția cea mai bună. Trebuie să ne reîntoarcem la muncă. Da. Aș mai completa și știu că am mai discutat despre asta la un moment dat, că sunt foarte multe afaceri sau cel puțin antreprenori din domeniul Horeca care au spus că mai bine nu deschid pentru că e o pagubă mai mare decât dacă, deschid 2-3 luni și apoi trebuie să închidă din nou pentru că nu își pot acoperi nici măcar costurile pentru... În orice business, de orice natură ar fi, ai nevoie de predictibilitate. Guvernul nu are noțiunea asta, tocmai de aceea nu e în stare să facă niște bugete multianuale. Marea problemă, și ne uităm în ultimii 30 de ani, guvernul face un buget, că îl face de pe un an pe altul sau chiar în anul în care se află, vedem exemplu chiar din 2021, fac un buget pentru un an, după care vin cu 2-3 rectificări, pentru că nu sunt în stare să fie predictibil în ceea ce privește politica economică. Și anunță rectificările oricum. Asta este marea problemă a celor din privat, pentru că acolo, în mod normal, afacerile trebuie să aibă viziune cel puțin pe termen mediu. Dar nu poți face, dacă inițial am avut o problemă de impredictibilitate, de fapt, legislativă, pentru că în România, odată la 6 luni, se schimba codul fiscal,
ne-am trezit acum că, iată, avem această problemă de impredictibilitate a funcționării. Nu poți, fiindcă sunt tot felul de fluxuri, sunt oameni pe care îi angajezi. Du-te în momentul în care ieși din program la mașina pe care o conduci și fă-i de vreo 100 de ori așa, start, stop, start, stop, start, stop, start, stop, după care o să vezi că ți apare erori în bord. Cam asta se întâmplă și cu economia. Și cum foarte a spus domnul Georgescu un pic mai devreme, da, nu bună. Este soluția cea mai bună, este însă cea mai simplă. Pentru că ei nu sunt în stare să controleze eficient ceea ce se întâmplă în acest moment din punct de vedere pandemic, nu sunt în stare să aplice niște reguli și atunci, în loc să taie chirurgical, așa cum o face chirurgul, vin și taie precum măcelarul dând cu barda în economie. Partea proastă este că la un moment dat virusul ăsta va trece. Mă rog, asta este o parte bună. Partea proastă este cea care pentru urmează. Economie. Fiindcă tu decimezi în perioada asta mediul economic, iar în momentul în care virusul va trece și vei avea nevoie de mediul economic, de oamenii de afaceri care cotizează, fiindcă ei sunt cei care aduc creșterea economică, ei sunt cei care aduc bani la bugetul de stat, o să te trezești că de fapt i-ai omorât odată cu virusul și n-ai cum să mergi înainte. Și am reținut ce a spus domnul Georgescu. Nu putem ști acum pe termen lung cât de grav va fi ce se întâmplă acum. Din punct de vedere economic va fi extrem de grav. Da. Deci dacă vom merge în ritmul ăsta de start and stop, start and stop, este clar că cele mai multe business-uri se vor închide. Și dacă spunem predictibilitate, este mult mai simplu să faci ce a făcut Germania. Dom'le, te închid 3 luni de zile, în 3 luni de zile curăți țara de virus, după care îți dau drumul să funcționezi după anumite criterii, principii și așa mai departe. Va mai ajuta șomajul tehnic în vreun fel? Pentru că exact cum spunea domnul Georgescu, nu cred că mai poate ajuta în continuare șomajul tehnic. Este foarte greu să trimiți din nou oamenii acasă să stea, să-și plătească rate. Ce să facă? O luăm de la capăt cu amânarea ratelor și cu toată nebunia asta? Este cea mai mare greșeală să te întorci din cauza unor calcule pe care le faci, atenție, că acum în București este calculată rata aia la 1000 de locuitori, da, în funcție de numărul de locuitori teoretici din capitală, care ar fi undeva la 2 milioane și ceva. Dar noi practic în capitală cred că ajungem undeva la 4 milioane. Dacă e cifra reală, de fapt, din capitală, ai să vezi că probabil suntem la 1 la 1000, dacă suntem la 1 la 1000. Deci din cauza unor calcule și unor concepte greșite, acum îți omori economia înainte să-ți omori virusul și după ce virusul va dispărea sau, mă rog, va fi redus la un nivel suficient de bun încât să poți redeschide absolut tot, te trezești că nu o să mai ai ce să redeschizi. Soluția ar fi, de fapt, acum, imediată, să nu închizi. Să de nu fapt, despre asta decizii. Este exact despre asta. Rigoare, cei care funcționează controlați, amendați și închiși dacă nu respectă, fără petreceri, și închiși dacă nu respectă normele. Dar nu închide doar de dragul de a închide, pentru că tu nu ești în stare să-ți aplici niște norme și să respecti niște reguli în societate. Fix despre asta este vorba. Mulțumesc tare mult, Selu. Mulțumesc foarte mult, domnule Georgescu, pentru prezență și pentru expunerea acestei probleme din punctul dumneavoastră de vedere. Cu siguranță, din păcate, cred că e un subiect despre care vom mai vorbi, pentru că, într-adevăr, cum arată lucrurile, ne pregătim și aici, în București, de un scenariu mult mai restrictiv față de ce acum. Cu Selu, la ora 19, ca de obicei, la Business Club. Mulțumesc. Întâlnim.